Doamne, dăm să nu uit să mă pocăiesc în fiecare zi. Uitarea e depărtare de Dumnezeu. Când nu-L uităm pe Dumnezeu, ne gândim și să nu-L smintim pe aproapele nostru. Ne păzim atunci. Vrem ca să nu ne dreptățim pe nimeni cu nimic. Când nu-L uităm pe Dumnezeu, nu uităm nici rugăciune. Rugăciunea din inimă igonește pe diavoli. Diavolii își arată neputința prin hule, se strecoară pe furiș în gândurile tale și te fac să hulești în timp ce te rogi. Un moment de neatenție și spui ceva blasfemiator. Să nu te tulburi, roagă-te în continuare, să fii convins că e de la draci. Cel care nu dorește să facă rău, cel care nu dorește să-L supere pe Dumnezeu, nu se gândește la blasfemii. Diavolii vin ca să te supere, ca să te întristeze și să te arunce în brațele deznădejdii. Nu le fă pe plac. Arată nevrednicia ta Domnului și El te va liniști. Maica Domnului e liniștea celor înfiorați. Ea e hrănitoarea lipsiților, ajutătoarea săracilor, mângâierea străinilor, gramnică ajutătoare în nevoi. Prea curată Maică, nu mă lăsa, ai milă de neputința mea, la tine e nădejdea mea, miluiește-mă!